Hristos a înviat și bine ați venit din nou în direcția județeană pentru cultură Neamț. Vreau să remarc prezența mult mai numeroasă față de data trecută și interesul presei nemțene pentru un nou subiect legat de patrimoniu cultural. Vă mulțumesc foarte mult! Este vorba despre o descoperire foarte interesantă, descoperirea unui tezaur monetar care a fost făcut duminică, pe data de 3 mai 2015, pe raza comunei Dragomirești, la limita cu comuna Ștefan cel Mare. Descoperirea a fost făcută de o persoană autorizată pentru deținerea de detectoare de metale, domnul Irimia Marius, și predarea a fost făcută imediat în ziua următoare, deci ieri, luni, pe data de 4 mai 2015. Predarea s-a făcut aici la Direcția Județeană pentru Cultură, așa cum era firesc și așa cum prevede legislația în vigoare. Este instituția care stabilește respectarea termenului de 72 de ore în care trebuie să fie predate bunurile arheologice descoperite întâmplător. După cum vedeți, acest tezaur este format dintr-un vas ceramic, un vas de tezaurizare de formă bitronconică, și în acel vas au fost găsite 92 de monede, denari imperiali, monede din argint. După cum vedeți, aceste monede necesită operațiuni de restaurare. Ele vor fi cu siguranță expertizate și consider eu că aceste bunuri vor fi clasate în categoria tezaur a Patrimoniului Cultural Național Mobil. Aceste bunuri vor fi predate instituției muzeale din județul Neamț, instituției cele mai importante muzeale din județul nostru, Complexul Muzeal Județean Neamț. Deja am discutat cu domnul director al instituției, domnul Gheorghe Dumitroaia. Am remarcat interesul instituției față de aceste bunuri. Dumnealui a spus că are fondurile necesare pentru oferirea recompensei, așa cum prevede legea, pentru că, după cum știți, în legea 182/2000, este prevăzut ca, după expertizarea bunurilor, în funcție de valoarea lor, cel care le-a predat să fie recompensat cu până la 45% din valoarea stabilită. Având în vedere că acest tezaur, după părerea mea, va face parte din categoria cea mai importantă a Patrimoniului Cultural Național Mobil, cu siguranță cel care le-a descoperit va primi undeva până la 45% din valoarea lor. Acest demers vine ca urmare a uneia din preocupările pe care le-am avut de la începutul angajării mele în această instituție și a numirii în funcția de director executiv. Încă din prima lună am solicitat Inspectoratul de Poliție a Județului Neamț, instituție care emite autorizațiile pentru deținerea de detectoare de metale, să-mi prezinte o situație a detectoriștilor, să-mi pun la dispoziție datele de contact ale acestora. Am luat legătura cu fiecare dintre ei, am contactat telefonic și am rugat să vină până la Direcția pentru Cultură să purtăm o discuție în privința felului în care fiecare dintre ei cunoaște prevederile legale în domeniu. Și le-am pus în vedere că în momentul în care vor descoperi bunuri arheologice, să vină să le predea aceste instituții, pentru că, după cum știți, au existat și cazuri înainte de acest moment. Au fost bunuri care au fost duse direct la Complexul Muzeal Județean Neamț, ceea ce nu este firesc, pentru că nicăieri în legislație nu este prevăzut acest lucru. Direcția pentru Cultură este instituția care le preia, stabilește respectarea termenului și apoi le predă unei instituții de cercetare în vederea studierii lor și valorificării acelor bunuri. Le-am propus de asemenea și un soi de parteneriat între noi și fiecare detectorist în parte. Le-am oferit sprijinul cu tot ceea ce putem să le prezentăm legat de legislație. I-am avertizat să nu intervină în zonele de protecție ale siturilor arheologice, în zonele de sit arheologic propriu-zis,
pentru că, după cum știți, prin lege este interzis acest lucru. Și vedem că deja eforturile noastre dau roade. Este a treia predare de bunuri care s-a făcut la Direcția pentru Cultură până în acest moment. Celelalte două au fost de mult mai mică importanță, au fost doar câteva monede, câteva inele, bineînțeles mult mai apropiate de perioada actuală. Acest tezaur considerăm deci că va reprezenta unul din obiectivele principale pentru vizitarea muzeilor din județul Neamț. El va rămâne în patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț, cu siguranță va fi expus și va fi mediatizat pentru a fi cunoscut de toată lumea. Ne bucurăm că am reușit să recuperăm aceste bunuri și să facem în așa fel ca ele să aparțină patrimoniului județului nostru. A mai existat un caz la fel de trist legat de bunurile de patrimoniu, cazul bunurilor care au fost duse la Muzeul Național de Istoria României, așa cum bine știți. Și tocmai de aceea, pentru a evita ca toate aceste bunuri să meargă la unitățile centrale, am luat aceste măsuri și sperăm ca de acum înainte să avem cât mai multe descoperiri de acest gen care să fie predate Direcției pentru Cultură și valorificate în județul nostru. Vreau să precizez de asemenea că referitor la legislația pe bunuri culturale mobile, există și sancțiuni care pot fi aplicate. Deci pentru cei care dețin detectoare de metale, în primul rând, această deținere trebuie să fie însoțită de acea autorizație de deținere despre care vă vorbeam adineauri, în condițiile în care doritorii nu obțin această autorizație, OG43/2000 prevede o amendă cuprinsă între 25.000 și 75.000 de lei, deci atât că amenzile sunt foarte mari. Se vede preocuparea Ministerului Culturii de protejarea acestui patrimoniu arheologic. De asemenea, există sancțiuni și pentru nepredarea... Mă scuzați. Există sancțiuni și pentru nepredarea acestor bunuri în termen, de 72 de ore. Sancțiunile sunt cuprinse între suma de 2.000 și 50.000 de lei. Trebuie să fac de asemenea o precizare. Există două acte normative care se referă la acest patrimoniu cultural mobil, legea 182/2000 și OG43/2000. Anumite reglementări din cele două acte legislative vin cumva, cum să spun, cum aș putea să mă exprim, vin cumva într-o oarecare contradicție, deși nu este chiar așa. Să vă spun de ce, pentru că în legea 182/2000 este prevăzut că aceste bunuri trebuie predate autorităților administrației publice locale, deci primăriilor, pe raza cărora au fost descoperite bunurile. În OG43/2000 se precizează că aceste bunuri descoperirea bunurilor trebuie anunțată primăriilor, iar predarea trebuie făcută la Direcția Județeană pentru Cultură din județul respectiv. Într-un fel, situația este de înțeles, pentru că există și cazuri și de cele mai multe ori detectoriștii fac aceste excursii în perioada weekendului, atunci când au timp liber, și se poate întâmpla ca una din aceste descoperiri să vină, să spunem, de exemplu, vineri după amiaza. Cu siguranță nu pot ajunge să le predea în 72 de ore la Direcția pentru Cultură până luni, așa încât este foarte bine să meargă să le predea la primăria din comuna respectivă, astfel încât să se încadreze în acel termen de 72 de ore. Deci acesta este un exemplu al faptului că totuși legislația se completează și în felul acesta se evită pierderile în acest domeniu. Cam asta aș fi vrut să vă spun. Dacă aveți ceva întrebări, să-mi puneți, vă stau la dispoziție. Care e valoarea? N-aș putea să vă spun care este valoarea acestei. Valoarea o face un expert acreditat de Ministerul Culturii, pentru că așa spune legea. Și, după cum v-am spus, după terminarea acestui raport de expertiză, va fi oferită și recompensa care obligatoriu trebuie prevăzută în bugetul fiecărei instituții de cercetare.
autor este același care a descoperit tezaurul de la Tazlău? Da, da, este același autor, este același deținător de detector de metale. Avem o colaborare foarte bună cu acest domn și vreau să-i mulțumesc că a înțeles importanța demersului pe care l-a făcut ieri, importanța venirii la instituție și predării acestor bunuri. A înțeles că tot ceea ce înseamnă bunuri arheologice aflate în subsolul țării aparțin statului român, așa cum spune și articolul 136 din Constituția României. Și iată că, cred eu și datorită unui noroc pe care l-a avut, consider că este o persoană foarte norocoasă, a reușit să facă această descoperire. Punctul respectiv se numește în zonă Chiciura, așa se numește punctul respectiv. Sperăm ca cercetătorii din cadrul Complexului Muzeal Județean Neam să aibă în vedere și o cercetare a zonei. Poate că în acel perimetru vor fi găsite și alte vestigii care vor aduce date suplimentare despre istoria acestor locuri. Și acest domn și-a recăpătat încrederea în legătură cu faptul că își va recupera banii, pentru că, din câte știu eu, el tocmai din această cauză a trecut să aducă drept la București, pentru că nu își primise banii de la Complexul Muzeal Neamț. Da, din câte am discutat cu domnul director al Complexului Muzeal Județean Neamț, dumnealui are de gând să-și achite și datoria mai veche și cu siguranță va face plata și pentru acest tezaur, pentru că zic eu că și această instituție este cea care are de câștigat prin atragerea acestor bunuri. Ele vor fi expuse, vor atrage mai mulți turiști, vor crește încasările, așa încât este și în avantajul lor să încurajeze aceste inițiative. Câți detectori ești autorizați? În jur de 30 sunt până în momentul de față, 30 de persoane în tot județul. Nu am reușit, din păcate, să vorbesc decât cu cel mult 10, pentru că ceilalți nu au venit până în momentul de față. Voi relua telefoanele, îi voi suna încă o dată, îi voi ruga să vină să discutăm și le voi oferi consultanță de câte ori vor avea nevoie. Sunt deschisă către orice colaborare cu cei care fac aceste acțiuni. Aveți idei că a trebuit să primească pentru tezaurul descoperit la Tazlău acest detectorist, restanța? Nu știu, dar promit că mă voi interesa la domnul director Dumitroaia și chiar voi, pentru a vedea exact care a fost valoarea ce rezultă din raportul de expertiză, pentru că este interesant să vedem la cât a fost evaluat acel tezaur și prin urmare, care este importanța lui. Și dacă este nemulțumit de expertiză, el poate să facă contestație, poate să solicite o nouă expertiză. Da, legea îi permite acest lucru, să facă contestație. Au mai existat de altfel cazuri de genul acesta. Da. Da, acum depinde și de fiecare expert în parte cum face acest raport, cum le evaluează.